Bună ziua tuturor! Sunt Arotela, cu etalarea pentru cei născuți cu Soare, Lună, Venus, Ascendent în Balanță. Etalare pentru octombrie, dar înainte de a începe etalarea, vreau pentru, în mod special pentru cei cu Soare în Balanță, să vă urez la mulți ani. Să aveți un an minunat, un început de nou ciclu cu această lună nouă care este mâine chiar în Balanță, în semnul vostru. Să aveți un an minunat, plin de dragoste, pentru că, da, sunteți guvernați de Venus și Venus este planeta dragostei, printre multe altele. Și chiar dacă semnul vostru este un semn de aer, da, Venus este mai aeriană, mai elevată, mai gânditoare și mai mentală, până la urmă aveți nevoie de dragoste, de relații armonioase, chiar dacă poate unii dintre voi n-ați reușit să le trăiți din anumite motive, trebuie să învățați încă niște lecții, poate acea casa a șaptea guvernată de Marte încă are niște probleme, dar eu vă doresc să aveți parte de cele mai frumoase relații, măcar în anul care vine, mai ales că vine un an provocator, 2020, provocator pentru toată lumea. Vă doresc să vă bucurați de aceste vibrații venusiene și din alt punct de vedere, dintr-un punct de vedere artistic, pentru că aici poate chiar mai mult decât în semnul Taurului. Venus se manifestă ca și un creator de artă, sau dacă nu e creator, este iubitor de artă. Vă doresc să vizitați mai multe expoziții, să ascultați mai multă muzică, să dansați mai mult, să citiți mai multă poezie sau chiar să și scrieți unii dintre voi, poezie, proză, nu contează, tot o formă de artă, să vă exprimați, pentru că sunteți semn aerien și aveți nevoie să vă exprimați artistic și eventual unic, pentru că normal pentru cei cu ascendent în balanță, casa 5-a este a vărsătorului, da? Să vă exprimați unic așa cum vă place sau să aveți parte de relații unice, creative, interesante. Dar cred că unii dintre voi sunt convinsă că o să aveți parte de o relație de dragoste deosebită, cel puțin în următoarea perioadă de timp. O să începeți să vedeți schimbarea prin care ați început deja să treceți. Ați observat și eu am observat și cei care poate n-au știut ce se întâmplă cu ei, ați observat că în ultimile luni, în etalările anterioare, s-au văzut niște schimbări profunde în viața voastră și vă îndemn astăzi, mâine, poate o să reușesc să fac o prezentare și despre luna nouă, dar oricum vă îndemn măcar pe voi și cei care ascultați această înregistrare să vă setați intențiile pentru următoarea perioadă, cel puțin jumătate de an, dar și în cazul vostru, cei cu soare în balanță, chiar pentru un an de zile, să vă setați intențiile. Dacă vreți să vă eliberați de niște relații toxice, folosiți luna nouă, care va veni cam pe 13, dacă nu greșesc, dar acum setați-vă intențiile de construcție, de ridicare, de învățătură, de aprofundarea unor lucruri, tot ce vreți, da? Tot ce ține de eliberare, le pregătiți pentru luna nouă. Sper să mai vorbesc. Oricum, încă o dată, la mulți ani și să aveți un an minunat. Am pregătit, o să vă arăt din când în când cărțile. Sunt aici, da? Am amestecat aceste de cărți și am primit deja două dintre ele. Se numesc Consiliere și Leadership. Unii dintre voi care ați lucrat cu voi înșivă, evident, sunteți chemați la această poziție de conducere în care, probabil, cu consiliere alături, trebuie să-i consiliați, să-i conduceți pe ceilalți, pe cei din jurul vostru, că e la locul de muncă, că e o relație de prietenie, că este o relație de dragoste. Trebuie să-i conduceți, mai ales pentru cei cu ascendent în balanță, deși nu e obligatoriu să aveți ascendent. De ce zic ascendent? Pentru că atunci, inevitabil, casa a șaptea este guvernată de Marte, Marte care conduce, da?
trebuie să preluați controlul, dar cred că, da, mulțumesc, cred că înainte de toate trebuie să preluați controlul vieții voastre, pentru că sunt foarte multe balanțe, nu contează cât de marțieni sunteți unii dintre voi, tot aveți tendința de a vă adapta a cerințelor celuilalt. Și poate, încercând să vă adaptați în stânga și în dreapta, să-i mulțumiți pe toți, v-ați îndepărtat de esența voastră și ați făcut probabil prea multe sacrifici în anumite direcții. Și atunci trebuie să preluați comanda vieții voastre, să vă guvernați viața după principiile care vă animă. Și cum am spus mai devreme, care sunt acelea de a concilia, de a vă adapta, armoniza stilul de viață, nevoile, în funcție de celălalt. Poate unii dintre voi, care chiar ați trecut prin foarte multe, trebuie să mergeți la o consiliere psihologică, spirituală, sufletească, aveți nevoie de o consiliere sau de cineva de încredere. Leadership, în general, conducătorii sunt oameni de încredere. Nu e obligatoriu să fie neapărat marțiană persoana. Persoana să aibă control asupra ei și să vă ghideze în această perioadă. Aveți nevoie să stați de vorbă cu cineva și mai presus de toate, mai ales astăzi, pentru cei care ascultați această etalare, este chiar înainte de luna nouă. Stați un pic de vorbă cu voi, mai lăsați treburile, că știți că știu că munciți foarte mult, majoritatea dintre voi extrem de mult, ceea ce uneori nu-i bine. Pentru că asta înseamnă că fugiți de anumite lucruri, de anumite emoții, de anumite probleme care trebuie rezolvate în sinea voastră. Da? Încercați, dacă nu vă puteți deschide sufletul în fața cuiva drag sau cuiva de încredere, deschideți-vă sufletul în fața voastră. E un lucru destul de îndrăzneț. Vorbiți cu îngerii voștri protectori, vorbiți cu sinele vostru superior. Chiar dacă nu-l vedeți, chiar dacă nu-l auziți, încercați, luna nouă, încercați aceste momente și vor veni rezultatele pe parcurs. Poate cineva vine la voi să vă ceară sfatul pentru cei care ați lucrat, am zis. Și trebuie să-i coordonați, să-i conduceți, dar cu delicatețe. Da? Cu delicatețe. Și în ce sens? Interesant că această persoană are doi îngerași. Înainte de a-i ghida și de a-i coordona, conectați-vă la intuiție, conectați-vă la latura voastră spirituală, pentru că este o mare responsabilitate aceea de a fi conducător, de a fi un ghid, de a fi un coordonator de orice fel ați fi. La capătul acestui set de cărți, ce aveți? Aveți școală. Pentru cei care poate aveți această lună nouă și schimbare de carieră, da? Pentru cei care aveți nevoie să vă schimbați cariera, probabil trebuie să vă duceți să faceți niște cursuri. Pentru cei care aveți planete în casa, în balanță, în casa a treia a comunicării sau a noua, trebuie să învățați sau să predați cuiva anumite noțiuni. Iar este imaginea unui student și coordonator. Da. Haideți să începem etalarea. Așa cum o fac eu de obicei, cruce celtică, sper luna asta să fac mai multe etalări pentru toate zodiile. Cruce celtică, am amestecat cărțile. Ah, ia uite, interesant, 9 de monede. 9 în septembrie, poate unii ori ați devenit, v-ați separat de cineva și sunteți singuri pe picioarele voastre, ori ați încercat. E o chestie de solitudine, dar confortabilă pentru unii dintre voi. Ați acumulat multe reușite și stați de vorbă, iar cineva stă de vorbă, stați de vorbă cu voi. Ce vă mai trebuie? A 10-a monedă, a 10-a cupă eventual, partenerul acela ideal, partenera ideală. Pentru cei care v-ați separat de un trecut mai neplăcut. Amestecam încă un pic, dar se pare interesant. Regina de cupe. Unii dintre voi aveți de-a face cu un semn de apă sau o persoană cu marcaj puternic. Nu e obligatoriu să fie semn de apă. Marcaj puternic pe semn de apă. Pești, rac, scorpion. Dar trecând peste aceste aspecte, Regina de cupe este o persoană emoțională, dar
care își analizează emoțiile. Dacă vrea să sară invers, putea. A venit normal. Și atunci spun că ați putea să fiți voi, care aveți nevoie de emoții. Tocmai pentru că, probabil, în... Ia uite, aici iar, cavalerul de spade, aveți nevoie să comunicați ori cu cineva emoțional, da? Care vă așteaptă, ori să vă exprimați emoțiile. Da, într-un mod artistic, cum am spus mai devreme, sau într-un mod delicat. Poate unora este cam inconfortabil dacă nu aveți exercițiul ăsta, dar nu e imposibil. Ok, dai cărțile. Să vă și arăt. Balanță, soare, lună, Venus, ascendent în balanța aceea. Am vrut neapărat să iasă. Ah, magicianul, excelent! Excelent! Să fiți magicienii vieții voastre. Asta vă doresc, dragii mei, balanțe. Să fiți magicienii vieții voastre. Cum am zis, este luna nouă. Stați un pic singuri, dacă puteți. Mai ascultați muzica, citiți o carte. Stați un pic singuri, lăsați un pic munca. Pentru că munca vă îndepărtează de drumul vostru, de esența voastră uneori. Aveți. Eu cred că aici sunteți voi, pentru că este 1. Începeți un nou ciclu, e lună nouă, mâine. Aveți toate resursele să manifestați un nou ciclu de viață, o nouă etapă în viața voastră și minunată, minunată. Deja unii ați lucrat cu voi, dacă nu sunteți la început de lucrare, sunteți conectați la o altă vibrație. V-ați eliberat de un trecut. Și v-ați hotărât să o luați de la zero, acum e deja primul act de magie, de manifestare. Primul act de manifestare. Eu știu ce o să faceți, o să vedem cum arată cărțile, dar aici sunteți voi. Poate unii dintre voi aveți de-a face cu un geam, în cofecioară, cu un berbec, că e prima zodie, cu un capricorn, că este 1 ianuarie. Nu prea îmi place să vorbesc despre lucrurile astea. Regele de monede aici. Ideea este că vreți să manifestați ceva deosebit și vă doresc succes. Să vedem cum se așează cărțile. Ce blochează sau provoacă? 10 de cupe. Păi! Dragii mei. Deci, provocarea este această mare bucurie pe care o simțiți față de cineva. Repet, nu e obligatoriu să fie semn de apă. Este posibil sau poate are multe planete sau poate aveți conjuncții cu lună. Sau, în fine, aspecte foarte benefice într-o sinastrie cu luna voastră și atunci vă simțiți foarte fericiți în preajma lor. E o provocare. Provocarea este să... Aici e interesant. Să nu vă lăsați copleșiți de atâtea emoții și să treceți la acțiune. Să începeți să manifestați. Eu știu, un început de relație, o viață, primii pași către o viață foarte fericită. În urmă, ce-și dorește fiecare? Wow, ce super! Ce superb! Provocarea este 10 de cupe. Știu, pare aproape ireală, ideală, chiar este. E un curcubeu. Curcubeu înseamnă speranță, probabil după furtuni îndelungate în viața voastră. Poate vreți să începeți o relație care duce către o căsnicie fericită cu cineva. Doamne ajută! Vedem cum se așează cărțile. În trecutul îndepărtat. Iar! Aveți... Nu neapărat o persoană în semn de apă, deși am zis, unii puteți să aveți de-a face cu cineva în semn de apă. Emoțiile voastre sunt foarte marcate în ultima vreme, în această perioadă, dar zic în ultima vreme că această carte a trecutului îndepărtat. Bine, mai mult sau mai puțin îndepărtat. Regele de cupe. Wow. Iar cred că este reprezentarea unora dintre voi. Chiar dacă sunteți semn de aer. Sunteți guvernați de Venus și Venus își dorește dragoste, da? Și nu se poate dragoste fără emoții. Poate unii dintre voi ați fost prin niște, ați experimentat niște relații în care, ori, nu știu cum să explic, prea pământene, prea pragmatice și v-ați îndepărtat de natura voastră emoțională. Și atunci, în ultima vreme, a reapărut nevoia acestei conectări la nevoia de a vă conecta la emoțiile voastre, care cred că
Pentru unii care aveți luna în semn de apă, s-ar putea să fie o lume foarte ascunsă pe care o țineți în control. Nu știu cât am fost de clară în acest moment, dar regele de cupe are multe emoții, foarte multe. Însă nu le arată. Și nu le arată, sau arată foarte puțin. Are doar o cupă, da? E deasupra lor. Din multe motive, dar cred că probabil nu le-ați arătat. Ori de teama că vor fi greșit înțelese, ori cei cu care ați relaționat în trecut n-au știut să vă aprecieze emoțiile și atunci v-ați învățat să nu le arătați. Dar, în ultima vreme v-ați conecta cu cineva, ați întâlnit pe cineva care v-a atins aceste valuri. Și a început să vibreze acest ocean. A început să vibreze și chiar dacă sunteți controlați, chiar dacă nu arătați tot, simțiți foarte mult. Foarte mult. Trecutul recent. Valetul de bâte. Un mesaj. Că e persoană mai tânără decât voi, e posibil să fie o persoană mai tânără decât voi cu care comunicați. Dar printre multe înțelesuri, sau dintre multele înțelesuri pe care le are valetul de bâte, este și acela de început. Nu e asul care este vibrația care coboară în 3D, din 5, din 6, din ce-o fi, sunt chiar primii pași practici într-o direcție. Fiind vorba de bâte, da, este o direcție pasională, poate să fie o relație în care simțiți foarte multă atracție fizică, nu doar emoțională, mare atracție fizică către cineva. Dar este și un soi de creativitate, de bătele sunt foarte creative, inovative. Probabil că în preajma acestei persoane vă simțiți foarte creativ, vă stimulează mentalul. Da, vorbim de băte, dar asta nu înseamnă că nu vă stimulează pasiunea, alchimia, emoțiile pe care le simțiți în preajma lor sau când vă gândiți la ei, nu vă stimulează mentalul într-un mod creativ, vă vin idei. Bine, valetul de băte poate să fie și un copil, evident, asta în cazul în care voi sunteți aici un tată care vă controlați emoțiile. Un tată sau o mamă, că puteți să fiți varianta masculină, da? Dar eu zic că unii dintre voi aveți a face totuși cu un semn de apă sau o persoană care vă emoționează foarte mult, față de care aveți o chimie. Se vede că aveți chimie. Și poate într-un fel faceți primii pași în materializarea acestei, nu știu, manifestări. Eu știu, poate să fie un mesaj, da? Că vorbim de valeți. Un mesaj. Orică primiți, orică ați primit în ultima vreme niște mesaje pasionale sau creative sau, în fine, cât de cât, care să vă facă să înțelegeți că persoana are niște, are o atracție față de voi. Viitorul îndepărtat. Vai, 10 de monede, viitorul îndepărtat. Haideți să vorbim mai întâi de viitorul apropiat. 2 de, ce frumos, 2 de bâte. Ăsta e momentul de lună nouă, dar foarte frumos s-a pus. Haideți să vă și arăt. Foarte frumos s-a așezat. Deci acum, zilele astea, aveți să vă setați intențiile. Ia, da? Deci trecutul apropiat, îndepărtat, apropiat, prezentul apropiat și aici avem 10 de monede, da, viitorul îndepărtat. Setați-vă intențiile, dragii mei. Setați-vă intențiile pentru că acum trebuie să puneți sămânța. E clar că trebuie să renunțați la o relație care nu v-a priit. Sunt două băte, două pasiuni, eventual pasiune pentru două lucruri, pentru două joburi, două hobby-uri, două persoane, două relații. S-ar putea această persoană totuși să câștige. A venit în viața voastră cu un scop. Să vă reaprindă scânteile.
setați-vă intențiile, vedeți viitorul, vedeți-vă într-o altă lume. Pentru că se poate. Se poate. Cu acest magician, iar am fiori și mă bucur că am și la balanță, nu doar la alte zodii, înseamnă că există oarecare confirmare din punct de vedere energetic. Acum vorbim de viitorul îndepărtat. 10 de monede. 10 de monede înseamnă abundență maximă. Aveți 10 de cupe și 10 de monede. Dacă voi credeți că puteți să aveți o relație abundentă, financiar, profesional, cu cineva și totuși nu v-ați exprimat emoțional alături de acea persoană și ați mai stat în preajmă tocmai pentru aceste 10 de monede, să știți că această persoană care a apărut sau apare, chiar dacă acum vorbim despre trecutul apropiat, se poate manifesta ca și prezent. Persoana aceasta vă poate aduce și bucurii și satisfacții emoționale, dar și satisfacții financiare. Puteți să faceți, puteți să manifestați această mare dragoste, pentru că regele de cupe înseamnă și dragoste adevărată. Asta înseamnă, printre multe altele, o dragoste adevărată. Este o persoană creativă, sensibilă, că dacă nu sunteți voi, poate să fie altcineva, dar să nu uitați aceste calități. Foarte frumos deocamdată și mă bucur pentru că au fost etalări foarte, foarte grele în ultimile luni. Sfatul, alt valet, valetul de cupe. Să vă exprimați emoțional, cum am spus mai devreme, poate unii dintre voi v-ați dezobișnuit să vă arătați emoțiile. Este nevoie să arătați măcar o parte. Restul se leagă. Mai ce frumos! Sfatul este să arătați un dram de empatie, un dram de sensibilitate, de poezie cuiva care se pare că a venit tocmai cu acest scop. Ia uite ce frumos! Posibil pentru unii dintre voi există șansa în care șansa de a avea un copil sau de a afla despre un copil sau de a există, mai ales cu această chimie, da? Dacă mergeți mai departe și se va întâmpla ceva între voi, aveți posibilitatea să creați un copil. Dacă nu, poate sunt niște vești, dar este sfat. Sfatul este, de-aia îmi place la această cruce și la alte prezentări, când avem întrebare pentru fiecare carte, ca să știm exact ce reprezintă. Sfatul este să vă exprimați, să oferiți cupa. Ce este cupa printre multe altele? Sufletul vostru, o părticică din sufletul vostru, dar cui merită. Da? Persoanele acestea. Ce frumos! Exterior. 8 de băte. Mesaje, poate chiar călătorie. Posibil persoana să nu fie aproape de voi. Bine. Distanță poate să însemne și la un oraș două distanță, poate să însemne și peste hotare și peste ocean, e distanță. E clar că trebuie să călătoriți, dar până călătoriți ar putea să comunicați. Pasional, multe, multe mesaje pentru unii dintre voi și dacă nu sunt mesaje pe Facebook, pe telefon, pe ce se mai poartă acum? WhatsApp, eu n-am WhatsApp încă, din păcate. O să-mi pun și poate să comunicăm cu unii dintre voi. Poate să fie chiar comunicare. Da, și cred. Am eu pălărie acum, dar fior tot am. Tot trec și prin pălărie. Poate să fie chiar telepatie. Cu atâtea ape, cu atâtea emoții, cu atâtea cupe și bâte, s-ar putea să fie telepatie pentru unii dintre voi. Oricum, da, mi-a venit o idee, am mai primit un mesaj. Cred că lucrurile au început să meargă mai departe, eventual să vă întâlniți sau să comunicați undeva prin august, unii dintre voi, toată lumea, pentru unii. Sunt multe variante și pentru unii anumite detalii chiar se potrivesc.
Pentru alții, această comunicare, această întâlnire cu acest personaj, cu o fi una și aceeași persoană, poate să fie o persoană matură care se manifestă mai copilăros. Mie îmi place, chiar dacă am îmbătrânit, așa, m-am maturizat, îmi place să mai fiu copil uneori. Da? E posibil și așa ceva. Și sfatul este, dacă această persoană vine cu un gest emoțional, cu un mesaj, să-l primiți, să nu vă fie teamă. Asta era ideea. Dacă nu faceți voi gestul și îl primiți, să nu vă fie teamă și să-l onorați. Este mare lucru când cineva își deschide sufletul în fața voastră și oferă o parte din sufletele. Mare lucru. Nu lăsați supărările trecutul să vă umbrească șansele. Deci, am spus, această întâlnire, această comunicare poate să vă transforme, să vă aprindă scânteile, că sunt bute. Călătoriți voi, nu, e exterior, s-ar putea să vină ei înspre voi, în cazul în care n-ați mai comunicat în ultima vreme. Ah, de ce vă este frică? Dar nu cred, vă este frică. Deși e posibil. De moartea asta. De transformare, știți bine, cei care ați mai ascultat detalări. Moartea înseamnă transformare. Este Scorpionul. Este Pluto. Sunt cele mai întunecoase case în harta natală. De obicei a 8-a, uneori poate să fie și a 4-a, și a 12-a sunt cele mai întunecoase. Probabil că, cu siguranță, nu probabil, da. Trebuie să puneți capăt unei povești care nu v-a priit. Asta e clar. Asta e clar. Puteți să negați cât vreți. Dați-mi voie să iau un pic de cafea. Nu degeaba apare moartea. Nu degeaba apare, dragii mei, magicianul, manifestorul. Sunteți chemați. Pui, ce speram. Sunteți chemați să manifestați, să renașteți și să manifestați o nouă viață. Și cum? Către fericire. Ideal. Nu vă mai fie, nu mai mentalizați atât că nu se poate, că nu există dragoste adevărată, că sunt prea multe emoții. Și ce dacă? Emoțiile, de fapt, sunt cele care ne... Cum se exprim? Emoțiile sunt cele, încerc să găsesc cuvintele potrivite, dacă reușesc bine, dacă nu, va trebui să înțelegeți. Care ne creează viață. Dacă stăm în emoții negative, vom avea parte doar de experiențe negative, chiar dacă nu le dorim. Da? Adică, dacă suntem pesimiști, cât ne-am rugat, Doamne, dăm, Doamne, dăm, nu vom experimenta ceva pozitiv. Dacă suntem optimiști, și persoana aceasta e optimistă, e încrezătoare, da? Dacă sunteți optimiști, veți putea manifesta această fericire, acest ideal, da? Care vă va duce nu doar către un ideal emoțional, vă va duce către realizări materiale, profesionale, de lungă, lungă durată, de generații. Însă, trebuie, vă este frică să renunțați la o relație veche, la niște obiceiuri, un stil de viață. Ah, și nu mi-am blocat telefonul, sper să nu mă deranjeze nimeni. Aceasta este tema voastră. Dar, pentru unii care ați renunțat, vă este teamă că nu veți renaște, dar veți renaște pentru că aveți aici magician. Sunteți alchimistul vieții voastre. Asta sunteți. Să nu uitați. Frumos. Foarte frumos. Ce vă doriți? 5 de monede. Pentru cei care v-ați simțit singuri într-o relație sau ați fost singuri și eventual lăsați de izbeliște, de prieteni, de cunoștință, de familie, vă doriți să întâlniți pe cineva care să vă ajute. Da? Aici este orbul și șchiopul. Unul se ajută pe celălalt.
Și să nu uitați că 5 înseamnă schimbare, să ieșiți din 5 către 6, către echilibru. Vă doriți eventual, și vă doresc și eu, să ieșiți din acest fric, să mergeți înăuntru, în catedrală, în biserică, să vă conectați la spiritualitate, să vă... Ce e de biserică? Este templu. Este templu nostru, în corpul vostru, să intrați în voi, în sufletul vostru, eventual pentru cei care experimentați o stare de boală. Și aici confirm, poate o să fac o prezentare și pe chestia asta, confirm că ne putem vindeca, măcar o parte, măcar să ajutăm în procesul de vindecare prin acest mental, da? Prin acest mental optimist sau chiar idealist, da? Vă puteți vindeca pentru cei care ați avut probleme. Știu sigur. Poate cândva voi avea, am trecut și eu prin foarte multe, nu am putut să fac toate videoclipurile pe care mi le-aș dori, dar sper odată să fac o înregistrare despre aceste lucruri, despre autovindecare. Asta vă doriți. Să vă echilibrați. Este 5, dar e 5 înseamnă schimbare. Vă doriți către 6, da? Pentru că ați trecut prin probleme financiare, da, 4 de monede. Și să nu uitați că această persoană care vine, da, cu 8 de plute, vine în viața voastră, poate primi și un mesaj. Poate discutați despre un concept, despre o chestie creativă, despre un copil, dar nu e obligatoriu să fie, poate să fie și artă, da? Arta mea sunt copiii mei, da? La fel și pentru voi în anumite situații. Să nu uitați că ceea ce setați acum, ceea ce setați acum, cu 2 de plute, și cu magicianul, pregătește un viitor glorios. 10 de monede, o să curgă banii. Dar să nu uitați că nu trebuie să vă îndepărtați de aceste emoții, chiar dacă sunt copleșitoare. Trebuie doar să le ordonați. Trebuie să le... să le transformați în realitate. Finalul? 7 de băte. Veți lupta pentru transformarea voastră, pentru această fericire, acest ideal, pentru a vă manifesta toate intențiile pe care le-am dat. Uitați ce frumos!